Duminică, un copil din localitatea Ghereieștii Noi a fost dat dispărut după ce a intrat în apele râului Moldova. Un echipaj de pompieri a efectuat acțiuni de căutare în zonă, trupul băiatului fiind găsit în scurt timp. Manevrele de resuscitare au fost fără efect, iar copilul a murit înainte să ajungă la spitalul din Roman. Data de 19.07.2015, în jurul 14:18, detașamentul de pompieri a fost solicitat prin sistemul național unic pentru apel de urgență 112. Pentru un copil ce a fost dat dispărut pe cursul râului Moldova, pe raza localității Ghereieștii Noi, a fost solicitat și s-a deplasat la locul intervenției echipajul de terapie intensivă mobilă, SMOD, și i s-a acordat primul ajutor, dar din păcate manevrele de resuscitare nu au avut rezultatul scontat și s-a constatat decesul copilului. Pompierii reamintesc că scăldatul se poate face doar în zone special amenajate și vă avertizează să nu vă aventurați în zone nămuloase sau cu sârme, pietre ori crengi de copaci care v-ar putea agăța sau lovi. Noi nu recomandăm efectuarea scăldatului decât în locurile special amenajate, iar pentru situațiile în care totuși persoanele respective doresc să se răcorească, măcar să-și ia câteva măsuri de precauție, câteva măsuri de siguranță. Și anume, noi nu recomandăm efectuarea scăldatului în zone în care, în zonele în care malurile sunt abrupte, malurile sunt nămoloase, sunt rădăcini, crengi de copaci, știu, tulpini de copaci sau alte obiecte care pot duce într-un final la vătămarea lor. Eu știu, pot fi și pietre de diferite dimensiuni, prezența sârmelor sau, eu știu, altor obiecte care la un moment dat, în loc să ajute persoana respectivă, el poate să rămână blocat, poate să rămână agățat, se poate lovi, se poate produce un șoc și așa mai departe. Dar totuși revin la ideea ca această activitate, scăldatul, să se efectueze doar în locurile special amenajate în acest scop. Băiatul care a murit înecat duminică în apele râului Moldova avea numai 6 ani.